Sunt tot mai puțini donatori de sânge în județul Buzău. În lunile octombrie și noiembrie, perioadă cu restricții sanitare impuse de autorități, au fost zile când nici măcar 10 persoane nu au trecut pragul centrului de transfuzie sanguină Buzău. Din păcate, situația nu este mult mai bună nici acum, când multe dintre restricțiile impuse de pandemie au fost ridicate. În ultimul timp, numărul donatorilor a scăzut foarte mult, nu numai mi se pare, dar chiar așa este, numărul donatorilor a scăzut foarte mult. Suntem obligați, într-un fel, să mergem și să găsim donatori în toate colțurile județului Buzău, acolo unde găsim înțelegerea necesară. Conducerea Centrului de Transfuzie Sanguină din Buzău face un apel la donatorii de sânge fideli să continue să doneze. Aici e vorba în special despre angajații Ministerului Apărării și ai Ministerului de Interne. Sunt așteptați însă și donatorii noi. Reprezentanții instituției îi asigură pe buzoieni că regulile privind condițiile de igienă sanitară sunt respectate cu strictețe. Mulțumim tare mult acelor oameni care ne-au înțeles nevoia noastră de ajutor. Îi asigurăm că noi suntem întotdeauna alături de pacienții care au nevoie de sânge. Să nu uităm că ei nu au zile libere, că ei au nevoie de această terapie transfuzională pentru a supraviețui. Facem toate eforturile posibile și mulțumim comunității buzoiene și autorităților, așa cum se vede astăzi, că sunt alături de noi și dau un exemplu pentru donarea de sânge. Pentru a atrage mai mulți donatori, Centrul de Transfuzie Sanguină Buzău organizează o caravană mobilă în tot județul. Săptămâna viitoare, caravana va poposi la școala de aplicație pentru forțele aeriene de la Boboc, iar apoi la Nehoiu, la invitația unui preot din zonă.